Măsuri de securitate excepționale pentru finala Conference League, care se va disputa în această seară la Atena. Autoritățile locale și UEFA au luat măsuri fără precedent pentru un eveniment de acest nivel. Olympiacos Pireu și Fiorentina se întâlnesc în marea finală, care va fi transmisă de Wii Sport de la ora 22. Calificarea lui Olympiacos în finala Conference League a atras măsuri draconice. Fanii din Pireu plănuiau să se deplaseze în număr mare spre stadion, care este casa rivalei AEK Athena. Aproape 5.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați și asta nu e singura măsură specială. Toate adunările publice au fost interzise miercuri în Atica, municipalitate din Athena, iar școlile au fost închise în cartierele din apropierea stadionului. În ziua finalei, locuitorii din zona unde se află stadionul se pot deplasa doar pe baza unei acreditări primite de la poliție. Forțele de ordine încearcă să-i diferențieze de suporteri și să-i țină departe de incidente. Suporterii italieni au fost instruiți să nu poarte culorile echipei favorite până nu ajung la punctul stabilit de întâlnire în fața stadionului olimpic. De acolo vor fi preluați de autobuze. Echipa italiană Fiorentina și formația greacă Olympiacos Pireu dispută finala Conference League, care va fi transmisă de Wii Sport de la ora 22. Vicecampioana din sezonul trecut, Fiorentina se prezintă la cea de-a 6-a finală UEFA cu o serie de 13 meciuri fără înfrângere în Europa, un record al clubului. De partea cealaltă, Olympiacos se află la prima sa finală și va încerca să intre în istorie ca prima campioană europeană a Greciei.